trecut și într-o bună zi, fiul împăratului a trecut prin pădure, pe lângă turnul în care se afla Rapunzel. Acolo a auzit o voce dulce, care cânta un cântec trist. Prințul a vrut să afle cine este stăpâna vocii, dar oricât a dat târcoale turnului, nu a putut găsi vreo cale de intrare. Totuși a rămas foarte impresionat de vocea pe care o auzea mereu în pădure. Într-o zi a văzut-o pe vrăjitoare și a auzit-o strigând: Rapunzel, copil frumos, lasă-ți cozile jos! Rapunzel și-a aruncat codițele lungi și vrăjitoarea a urcat pe ele. Așa că, a doua zi, prințul a strigat și el sub fereastră: Rapunzel, copil frumos, lasă-ți cozile jos! Pletele au căzut și prințul a urcat în camera în care se afla fata. S-au împrietenit repede și au stat de vorbă toată după amiaza, fără să-și dea seama cât de repede trecea timpul. În cele din urmă, el a întrebat-o: Vrei să te ajut să fugi? Rapunzel i-a răspuns: Sigur că da, dar nu știu cum să cobor. Data viitoare când vii, adu-mi un fir de mătase și o să răsucesc o frânghie din el. Când o termin, cobor pe ea și putem pleca împreună. În fiecare zi, tânărul o vizita pe Rapunzel, fără ca vrăjitoarea să afle. Dar într-o dimineață, neatentă, fata i-a spus vrăjitoarei: Cum se face că mi-e mai greu să te ridic pe tine decât pe prinț? Nerușinat-o, nerecunoscătoare-o! A strigat cotoranța. Eu am făcut tot ce am putut ca să te țin departe de lume și tu m-ai înșelat. Vei plăti! Imediat, vrăjitoarea a scos o foarfecă uriașă și i-a tăiat pletele. Apoi a dus-o în deșert și a părăsit-o acolo. În aceeași zi, băbătia s-a întors la turn, a prins cosițele în niște cuie și când prințul a strigat: Rapunzel, copil frumos, lasă-ți cozile în jos! Le-a aruncat pe fereastră. Ce surpriză oribilă pentru tânărul îndrăgostit când a văzut-o pe vrăjitoare! Cruda femeie i-a spus: După cum vezi, păsărica a zburat din cuib. Nu o vei mai vedea niciodată pe Rapunzel. Auzi? Niciodată! Copleșit de durere și disperare, prințul s-a aruncat pe fereastră și a căzut pe o tufă enormă de spini. Nu a murit, dar spinii i-au intrat în ochi și și-a pierdut vederea. Orb și nefericit, a început să cutreiere fără țintă prin acele meleaguri. Se hrănea doar cu fructe de pădure și nu contenea să-și plângă soarta cumplită. După câțiva ani, tot mergând el așa, a ajuns în deșertul unde trăia Rapunzel. Într-o zi, fata a auzit vaietele prințului când a recunoscut vocea. A ieșit în fugă în căutarea lui. Ce bucurie să te văd din nou! A exclamat sărutându-l. Prințul a plâns de fericire și lacrimile au lipezit ceața care i-a acoperea ochii. Cât ai clipi și a recăpătat vederea. Bucuroși ca nimeni alții, tinerii au pornit pe drumul spre casă. Oamenii din regatul prințului i-au primit cu mare bucurie. Cei doi s-au căsătorit și au trăit împreună la palat ani mulți și fericiți, domnind cu înțelepciune peste poporul lor. Iar de vrăjitoarea ce area n-a mai auzit nimeni. Furioasă că lucrurile nu ieșiseră după placul ei, părăsise de mult acel ținut și urma i s-a pierdut în negura timpului. Sfârșit!
Noapte bună!